Denis Mann, marcatorul unui gol superb la Călăraș în egalul 1-1 cu trupa lui Dan Alexa. Iată-l pe Mann, Mann periculos în fața porții și gol! Este autogol, 1-0. Suntem în minutul 3 al partidei și capitanul lui Hermannstadt, Dâlbea, își introduce balonul în propria porție. Spuneam deja și iată-i pe cei de la Hermannstadt cedând acestei presiuni exercitate de vicecampioana României, Dâlbea, își bagă mingea în proprie poartă după centrarea lui Denis Mann, 1-0, început perfect de meci pentru roșii-albaștri. Încă o dată faza. Pasele au mers excelent aici și iată combinația lui Denis Mann cu Ioan Hora, apoi Mann încearcă să-i centreze lui Florin Tănase în fața porții, intervine nefericit însă Răzvan Dâlbea și îl păcălește pe propriul portar pe Căbuz, 1-0 așadar din minutul 3 al partidei, Hermannstadt își dă autogol.